M-au aruncat decadentul și cu partea de obiectiv. Doamna Bobac, sunteți Claudia. Da. Aveți buletin de identitate? Am dat eu cadou cu gradul de identitate. Nu, și... trebuie ca să stabilim identitatea. Nu? Am trebuit bine, că eu nu pot ceva spune. Mai fac 59 de ani și nu pot scoate pensia la 59 de ani. Dar scalică din 86. Sunt curate de toți bandiții de la noi din Moldova. Sunt fericiți ca oameni, prea ori cu bonuri. Poate mâine așa, ca la cazul ăsta am dus bonuri. Păi că mai dau bine la întâi. Uitați aici și e scris în documente mele. Eu m-am săturat, vă spun ce este. Nu odată vin la mine voastră. 600 de lei grupă. Dar am din 2018. Și mi-e și unii nevoastră la mine în mănătăți. Ca și în sată, vă venit. Uitați. Aveți pretenții față de noi? Am pretenții față de lucrătorii curții de apel, că am atacat la curtea constituțională. Eu prima dată vă văd, doamnă. Dacă nu, vreți, la Matalia am mai avut o dată. Ați dat înapoi dosarul. Și mi-l-a dus am un băiat la noi. Eu m-am sătrat, vă spun cinstit. Dacă eu cu documentele în mână... Bine, a fost anunțat completul. Dumneavoastră aveți încredere în sabă. Dacă nu aveți încredere, aveți dreptul să înaintați recuzare. Eu nu mai înaintez, eu rămas 2 săptămâni până la pensie. 59 de ani. Eu dacă nu dau trece 2 săptămâni documentele, ei nu-mi de pensie. Deci, doamna... Bumbacu. Care am lucrat până în 2000 și eu mă duc azi la Parlament să întreb și pe de Maia Sandu și faci tu după 2000 încoa și am plătit cimitirul după 2000 încoa. Atât, am lucrat copii, copilul nu-s la pensie, că a lucrat în poliția, masa nu poate scoate pensie, doamna după Bumbacu, cum am lăsit. Dar să ne înțelegem așa, este o procedură care trebuie respectată. Da. Deci, domnul Bregă, noi am început ședință deja, vă rog să începați la registrare. Dar nu, eu l-am adus, eu dar n-am încotro. E trebuie doar la ce duc, nu spați la noi. Noi nu avem obiecții că dumneavoastră înregistrează la deschiderea ședinței și la pronunțare. Are tot dreptul. În timpul ședinței nu se înregistrează. Dar eu vă spun, eu aici de ce duc, eu am mandat pe 28 ianuarie, și nici nu s-a făcut. Eu de 28 ianuarie, anul trecut, eu n-am nică. Deci, doamna Bulbacă, dumneavoastră ați depus o cerere de recurs, ați contestat hotărârea primei instanțe, nu sunteți de acord cu hotărârea. Nu, dar nu că nu sunt de acord, ascultați-mi, vă rog, eu vin la judecătorie, nu vine nimeni, îți bătute, îți cu dinți în buzunar și mă poart pe suduri, mei oameni buni, eu n-am putere să rezistem. Eu îți putere de tăt. Uitați-vă, dumneavoastră sunteți în vârstă, eu vă citesc ce ați contestat. Da, eu așa scrie de mine că n-are și nimic. Eu răspund. Ascultați-vă, vă da, rog, că atunci acum putem să examinăm dacă nu mă ascultați. Bun, ne citesc, că eu știu și deci, vă. Deci, la data de 11.02.2019, în rei 2 al IP Checam Vodă, cu numărul 423, a fost înregistrată plângerea cetățenii Bulbacă Claudia, în care solicită de a fi luate măsuri cu cetățeanul Păcal Vasile, administratorul SRL Bavascu da. C, da. Care a efectuat înscrisuri greșite în carnetul de muncă al lui și nu i-a efectuat corect plăți în coșul social. Da. Mă tind acolo, acolo la ușă și am vrut să fără chiar tăi prostiile care se fac cu mine, eu de-amă n-am. Stai să vedem ce o să decidem. Ei, dar știi că e cu încerc ceva și apoi mă cheamă la decide. Și apoi duc să vadă și apoi, da, așa arăt de nu, că eu nu știu cum de... Atunci când ți-am dat că m-au alungat de ședință, și era pe corridor pe fel și pe îngădă. Tot aici la... De sus, la șapte. Ah, tot la apel, da? Da, tot la apel, dar ce trebuie era? Dar ce vii cu torbele astea? Aduci toate dosarele. Da, dar pe de-alea m-a dus, am... Dar p-am văzut că ai ședințe nu numai azi, dar și peste vreo 2 zile, și apoi peste vreo 3 zile. Da, dar eu n-am bani. Eu n-am bani. Dar de unde vii? De la știu că am văzut la Caplan, 200 de lei drum. 200 de lei drum. Da. Și eu am de tăt, eu știu rugat, eu am de tăt, 600 de lei grupă. Sfietul și telefonul e după mine și nu-l pătesc, că n-am. Soțul e galic și tot nu pot. Și eu ca și de-am 600 de lei grupă. Și am lucrat mai aici la fost de pensionat, dar mi-a zis, băi, dar mi-am asătrat. Și azi cu ce te judeci? Azi mă judec cu cărcere de muncă. Bacal Vasile, care nu a plătit nici să rămân pațate de oameni. Dar Paluz Alexandru chiar ăsta e... Dar ce, fermier, fost președinte de colhoz? Nu, Paluz Alexandru a lucrat la noi în 97 până în 2000. Of, Doamne. Director la Asociația de Consum. Ah, ok, și mă, ta erai angajată la dânsul. Dar eu nu la dânsul. La asociație. Eu am lucrat din 86, el a venit numai pe de-atât de gata și mi-a dat niște băsmăluțe, numai nu mi-am pus banii arendă, de-atât și am vrut să iară atât, că la mine documente că te stăte, să nu că așa, dar fixele. Și ce zice, că te pensionezi de grabă și n-ai documente care îți demonstrează că meriți da, pensie da, mai mare. Da, dar eu mi-a rămas 2 săptămâni, trebuie să le dau, dacă nu le dau da, pe două. Dar ai și pensie de dezabilitate, nu? Dezabilitate 600 lei. 600, gradul da. Cât? Gradul 3. Dar eu scăric cu tot, că nu pot, eu în genunchi lucrez în harman, strâng cu a toapa, cu partea stângă m-am bătut ca la alb.
Victor și Păbor le-a cat cu dinți în buznare, am fost la curte. Te-a bătut cineva din sat? M-a bătut chiar, da. Chiar sușit. Și-a fost judecat? Și-a fost microfăcut, băi, oameni, bă. Aha. Că n-aș găsit tot așa. Dar și deci că te-a internat la psihiatrie? Când? În 2019. Văd că am dat, dar am venit tot ministerul, mi-a deschis, eu ce spuneam, tăta mână. Și nu pot scoate pensia. Chișinău ne dă, știi, am văzut unul cu asta. Dar și crezi că ai să ai pensii mai mari dacă ești pe vârstă? Pensia mea trebuie... 600 de asta de dizabilitate? Nu, pensia mea trebuie să mi-o dai când am lucrat. Eu ai lucrat mult, da? Am lucrat, la 38 de ani am 20 ceva de ani lucrat. Așa. Și nu e până la zice, că așa și le-am spus. Băi, oameni buni, nu-i dați pensia asta când eu n-am putut lucra deloc și ușit. Mi-a plătit copiii cimitirul, am lucrat cimitirul, așa. Am plătit cimitirul, am plătit arenda, am plătit tot fondul social, 45 de rubi mi-a pus. Apoi de unde sunt aici? Și eu am zis, nu-i pensie, trebuie să mi-o dăi după cum lucram eu, când am lucrat eu. Ca am depus bunuri patrimoniale, ca de a sudoază la. Da, cazuri care sunt zilele următoare cu și. Da, păi ia ca ta, uite, azi am 3 cărțeli. 2 cărțeli de muncă plus bunuri patrimoniale care sunt puternișite să caut oameni praioși. Și am 20 de oameni praioși. Stai dintr-o cază. Judecătoria Căușeni sau Ștefan Vodă. Ștefan Vodă mi-a dat un cior așa. Așa și e problema. Da? Dar nu cum răspins, chiar m-am lucrat de așa de da, oameni. Da, dar te-ai plâns la poliție inițial și poliția a zis că nu a plecat. Poliția, nu-i nimic, poliția, da? Măi, oameni buni, eu m-am săturat de mișiunea lor. De acord. Și procurorul și decata măi, Durguz Olesea, nu știu ce cazuri, știi ce înseamnă Durguz așa? În zilele următoare tot de astea cazuri ai cu... Da, în zilele următoare am chiar cum ușisem, cu Calab Victor. Primarul s-a plecat. Cum, ai făcut plângere penală și e respinsul? Și nimic nu a făcut. Da, nici nu a fost nimeni, nu vine nimeni la sud. Și amendă nu i-a aplicat nimic? Nimic, tu vii ațiacat până nimeni la sud. Da, aveai expertiză medicală, da. Medico-legală, aveai... Da, atât și nu a vrut să iei nimic în ascult. Nu a vrut să iei, știi ce înseamnă? Că el implicat din 2007, am fost cu o vecină de la mine din Mahal, că-i fura casă pe documente false, știi? Și eu am fost la sud. După aceea, de-a mai început eu, am scoat cărtirii mele, dacă eu nu pot lucra din 2000. Și eu n-am avut nică. Am trecut comisia medicală, mi-a dat ajutor la Ștefan Bodo 1000 de lei și mai lucra soțul cu ziua, așa, dar cum soțul cu cota aparte pe pământ. Și cota m-a dat la... Și ai zis că mergi pe asta la parlament, la președinței, da, și protestezi, să șerzi socoteală. Dar pe scot, mă, te rog, așa și vreau chiar. Dar nu, dar pe eu am dat ea ca sâmbătă când merg comerț, când a fost chicul, mergem, mă rog. Să dăm întrebări. Și am dat întrebări niciodată. Și i-a spus, domnul Chicu, eu sunt singur om pe raion cu bonurile astea care ține tale, că ai documente. Am ea ca sau am lor asupra mea. Am cărțile de muncă și bandițul n-o plătit, tot am. Și am vrut să trag apă, băi, om bun, să-mi trag, nu pot, și nu pot lucra și nu pot, și nu mi-am dat nică. Și mi-a spus niște de 2000 de lei. Păi cine ai cerut avocat de stat ca să te apere, să nu vii singur aici și să... Da, pe avocat de că stat am... Că nu știi legi, nu știi proceduri. Ascultă-mă, te rog, avocat de stat am avut pe data de 28 ianuarie, anul trecut, când ți-am dat. Și ne-am alungat putet cu avocat. Atât așa am zis ea ca să-ți arătă, uite, așa să ne-am... Și nu a putut nici avocatul să te apere, nu știu... Dar nu că avocatul vă scam tătii, nu, ne-a alungat nici o dință, că a zis că tot când am la Curtea Supremă, dar el a venit cazul la Curtea Supremă, a făcut, am zis de-a. Am înțeles. Și ne-a alungat nici o dință și eu n-am mică, am un pe data de 3, am avut la mine, în adresa mea, să ușit să... Pe 3 luna 3 anul trecut. Dar pe că am uși 4 martie iar ai, am uși... Da, dar pe le pun tătii, am azi le pun tătii, de asta s-am încarcat. 23, nu știu cât, februarie, da, mai da, iar. Da, pe eu îți spun... Păi și n-ai spus bine, că ai zis că nu mai ai bani. Da, nu revin, măi băiete, că am luat atât hârtiile, de asta le-am încarcat. Păi și ce ai luat hârtiile dacă procesul să fie în altă zi, cu alt complet de judecat, ce ai să faci azi? Eu pun documentele azi... Unde ai le pui? E ca la grefieri ăștia, cum sunt grefieri. Și le dau dovada că eu nu pot vine, că eu n-am și cum să spun. Așa, se examineze în lipsa matrii. Da, și sunt trimată, și sunt trimată decizia cu smachea. Ea că eu sunt la mână. Că eu am spus că eu costă 30 de dolari. Știi la și judecători, ce cum. Da, am cu mine documente. Deci îți cer să examineze în lipsă. Și da, și așa am scris. Dacă eu sunt bătută din primul caz 2018 sau un picat o scris mișiuri. Nici nu m-a audiat nici nică, dar cum o să prindeți? Poliția din sat sau ce? Poliția din sat, da. Și niște mâncări de mahală care îi vindeau băuturi și s-au trăjit un cărdea lungă. Oho. Și soțul meu tot așa, cam suntem. Și eu zic, băi, cu unde sunt? Cu alcool falsificat, da? Nu! Vodka, rachiu, ce era? Vin? Gen samahor. Fac și a murit un cărdea lungă. Eu așa și-am pus el. Asta pe voi am pus așa lista. Băi, uite cât a murit. Și nu s-a deschis dosar penal? Și dosar penal, băi, mă spun. Continuă să vândă la oameni și să... Ascultă-mă, te rog. Eu dacă asta vară vin iar, vă spun, în 2018 primul caz ăsta a fost. Am venit și eu, pe data de 10 am venit și le-am adus document. Băi, oameni buni, dați-mi
eu v-am adus discul, dacă și să faci. Știa că primarul satului Caplan m-a vrut de două ori în Costiujeni, de două ori m-a trimis la sub, te închipui? Dar și l-ai deranjat cu ceva? Și l-am deranjat pe om bun, din 2007 scrie minciuni. Păi om bun, eu dacă am fost la sub... Și minciuni, cu ce? Mi-a făcut proces în absența mea și el s-i scălește. Pentru ce? Că ai tulburat liniștea, s-a înjurat cineva sau ce? Liniște, mai om bun, dacă ei m-au bătut, ea gata aici care mi-o spart. Ok. Și te-au dus la Costiujeni, cât ai stat? Nu m-au dus la Costiujeni. Dar păi asta ai spus. Da, a doilea oară au făcut în lipsa mea, că dacă îi dă un, niște ea, procuror Trofimov, familie, zice. Comisarul Trofimov la noi și comisarul a făcut avarii și am înscris minciuni. Atâta ani. Dacă eu dau de la mine de ce are treaba avaria comisarului și cu procesele matale? Dar eu îți spun, dacă eu am dat prima plângere. Te-au bătut. Prima plângere, chiar că așa, 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 să vin domnul comisar, cred că ai fost la altul, ajutor, știi? Adjunctul a fost, comisar adjunct. Dar ăsta am ușa. Să vin și ai să vieți. Și să vă să-ți iei iertare de minciunile care mi le-ai scris din 2012 până acum. Deci cum mă pută pe minciuni, eu umblu numai pe minciuni, eu nu sunt acasă deloc și absența mea de proces. Cum bă, un bun, eu nu sunt acasă. Povestește la Costiujeni cum? Și la Costiujeni. La Costiujeni luat și m-a dus în... În 19. Pe 4 luna 7 am avut 4 sud. Vara. Da, luna 7. Și tot cărțile de muncă. Băi, eu nu pot scoate, așa că băi, m-am putere și de la Chișinău, să caut oameni pe raion cu bonurile astea, că am îți promis cu oameni și tot nu pot. Și cază la cază ăsta, cărțele de muncă, două cărțele și bonurile care sunt spre mine oameni. Și din cauza judecății te-au dus la Costiujeni? Da, au zis că dar și vrea e. Stai băi băiete, domnul Nașcu, dar și-i scrie tare minciuni. Și de unde te-au luat de aici sau din instanță sau de acasă? De unde te-au luat? De acasă. Pe data de 4 am avut ăștia 400 și arăt cărțele, că acum le-am arătat, dar că cărțele sunt la mine. Acolo raion, pe unde ai da, văzut? Da, la noi raion. Așa. Pe data de 6 dimineață, au venit 3 polițiști, mi-au șit mâinile, dar eu o dam în grădină cu polivac de asta, de plasmat 8 kg. Soțul îmi scoatea copilul făcut în el, noi dacă nu putem lucra, copilul a făcut pompă de asta, știi, așa, în harmar. Soțul îmi scoatea caldarea de eu cu de plasma suda. Și dimineața, că nu pot. Dacă e cald, eu nu pot, eu n-am mai ieșit. Ok, și te-a luat și te-a dus? Și m-a luat și m-a vrut în Costiujeni, asta a fost bine. Data de 5. Am un, eu de la Costiujeni am sunat... Iulie 2019. Da. Și cât ai stat? Eu am sunat la Ministerul Sănătății și la IGP în Vale, polițiști. După ce te-au luat sau când ai sunat? Acolo când m-am vrut în Costiujeni. Ai putut, ai avut voie să suni. Avem telefonul la mine în mână. Mobil? Da. Așa. S-a sunat de pe telefonul mobil. Am avut un... Mi-a luat, au văzut că s-a pus 7 asupra mea și mi-a luat telefonul, te închipui? 7 s-a pus, băi, oameni buni, eu spui trebuie, pe data de 10, eu am dat, îi spune că eu am dat, băi, eu am dat, nu psiatria, dar eu am dat cereri de loc să vadă și mă vrâtă. Am venit un atal palarul, din Aida, în plasa două, eu n-am contrat să-mi plătească. S-a venit o fetiță, Mariana Ulinici. Am o fetiță și eu am văzut, dar mie asta... De la ministerul, de unde? Mariana Ulinici a venit avocată de la Buicani acolo. A, de stat. Da, se apere, a venit. Și fetița așa mă văd că într-o roche ruptă, cum o dam, așa și m-a luat, într-o de râzână. Așa și m-a luat. Și că ea nu șede. Păi, dar cum să vă șed, măi, că eu nu pot să dec nini rău tare, măi, voi vă gândiți că eu mor. Și eu am zis, eu mor, dar eu știu că nu-s debil. Că dacă m-am pornit să scot dreptul meu pe drepte, este la Moldova la noi, ori nu-i lege, eu nu știu. Bun, și te-au dus la judecat sau cum a fost? Au venit acolo, judecători. Spun cât a palat. Judecătorii au venit acolo la spital? Da, la spital, direct. În vară, în iulie? Da. La câte zile după ce te-ai internat? Dar eu îți spun, pe 5 m-a internat, m-a vrut, mă. Și m-a dat sunat imediat și da, îți da, luat telefonul? Da, și mi-a luat telefonul, dar s-o coate, cum m-a vrut, mă. Că la 3 etaje, cum mi-ai des. Așa. O luat și unul m-a trăit de mână, dar unul m-a... Dar și cu asta, băi. Da, dar pe așa și-am zis, m-am închis ca pe un animal și m-am vrut în scări, așa și-am zis. Dar eu cu oană înainte. Și judecata când a fost? Judecata a fost pe 10. Tot la spital? Da. Au venit chiar judecători sau erau doctori? Judecători, talpalarul Zinaida. De unde? De la Buicani, de acolo. Dar de ce la Buicani codru faci parte din centru? Nu, ori din centru, mai scurt, oricum, de fapt, tot e judecătorie Chișinău și s-ar putea să fie împreună. Talpalarul Zinaida, eu vă spun. Ok. Da, stop. Și era un singur judecător, nu 2-3. E, și fetița asta, Mariana Ulinici, care, da, nu, avocat pentru mine. Și fetița asta, mă văd că, dar păi era grefier acolo, da, nu mai ok, și ce de ce? Și fata și ea, băi, dar și eu râd, dacă ea are neamuri pe prejur, dacă și eu să lucrează aici așa, are partirii, și eu râd, băi, pe dânsa, cu știu, că ea să fie moartă de tăt. Că eu de cuvinte, că nu, în ochi, și-o duc în mine. Băiat în Chișinău. Da. Dar ai unde să stai până la ședințele următoare? Te nu mai stau, mai băieți, că moare meu acasă. Ai, bărbatul bolnav. Da, e bolnav tare și n-am mică. Și nu pot eu sta. Și una, dar și-o decis. Și-o decis.
se internează fără liber consentământ. Am fără înțeles. Liber... Deci te-ai internat forțat. Da. Ascultă-mă, păi pe 29. Ieșit... Tot iulie. Da, a ieșit pe 29 iulie. M-am dus la IGP în Bari. 3 săptămâni în sat. Sunt foarte, de 15 până pe 29. Da, mai 24 de zile. Da, da, așa. Am mai ieșit și când a văzut sternul. Dar cum te-a tratat? S-a pus injecții, ți-a dat pastile? Și eu ți-a bun, a venit Murel. Mai tare, mai calic a venit. Dar ți-a pus injecții, te-a tratat? Nu m-a tratat, așa că... Păi stat, stat închisă, da? A stat ca cum... Da, dar așa s-a făcut, am mai făcut să mă achid în penitenciar, că eram aici. Așa bun, dar asta te întreb, cât ai stat 24 de zile, te-au tratat sau nu te-au tratat? Nu, comisie... Nici pastile, nici injecții, nici gimnastică, nimic. Și gimnastică, om bun, discuții, că-i... ceva? Ei, da, discuții. Te-au ținut închis o lună. Te-au ținut ca pe un animal, știi? Și gata. Da. Și s-a dat drumul pe 29. Am mai ieșit și am intrat, am venit aici la... Cum e, cum e la curtea de fermă? Acolo e peste IGP al lor, de poliție, pe acolo de poliție e în Vale. Și m-am dus acolo, s-am scris plângeri pe polițiști și m-aș la Ministerul Sănătății. Și s-a scris plângeri, băi, oameni buni, ce-ți faci cu lumea care are documentele în mână și e bărât ca pe animal? Da, da. Și nică. Am scris, m-am dus acasă, omul e din Chișinău care mi l-a bătut, că și-a spus unul. La un om care mi-a ajutat din Chișinău, l-a ușit. Tot ca la Victor, care mi-a bătut dinți, mi-a furat documente. Da, și eu vin la dânsul, am dat la Ministerul de Interne, am scris plângeri la Ministerul de Interne, dar eu la Ministerul de Interne am scris încă de când era Recean, Zăzdan, Câți ministri ai numărat, da. Dar pe așa și să, dar plângeri... Ok. Și-o răspuns ceva? Nimic. Eu vă spun cum, nu, vă spun cum răspunde. Calal Victor și Tatiana vine, eu își furau documente de la ușă. La băut la ușă, știi, care e acasă. Dar cine ți? Șinii mei care mă bătut, mi-e care văd și omul ăsta. A, șinii din sat. Da, șinii lui șinii mei. Și ei, frate, și fac. Te-a bătut și nu le-a făcut nimic. Da, nu le-a făcut nimic, că ea ca tot pe minim mă vrăt. Am, pe data de 30, omul ăsta zice, cupa, pe data de 28, luna 8-a, am avut judecată la Ștefan Bodă. Iar, iar misiune, iar să se trei, iar să ai un bun. Dacă eu nu-s vinovat, nu-s debil, s-a dat în primăvară, că el nu-i debil. Și ce a fost judecată? Tot despre internarea matale? Da, iar că-i sunt el, mă ținut. Am vrut să mai internez o dată. Dar m-a internat, am spus. Iar te-o luat, da. Doi elef. Am ui... Of, doamne. Ui. Hai să vedem, poate să face decizie, ca să nu pierdem. Nu, nu sunt așa repede, nu sunt așa. Dacă am dat pe 30 august, cum? Pe 30 august, am pe 28 judecată și pe 30 eu am pus cerere de recurs de asta, știi? Și am scris să anulez și iar am venit la Chișinău și văd că au ori, nu au dat. La apel. La apel, eu am fost inică. Deci instanța de la Ștefan Vodă a zis că trebuie să internată, da, și mata n-ai fost de acord și curtea de apel ce a zis? Și curtea de apel ne cheamă la sud. Eu am venit numai o dată, ia că eu așa și le zis, eu de-ata și ia puteți zicător de aceea că i-am dat la... Uh-huh. I-am dat cum? Am dat știri care le fac, documente neiscărite de aceea de zicător. Asta mine, și le-am dat la curte. La Consiliul Supermagistratului și le-am dat la Curtea Constituțională. Dacă au dreptul, nu au dreptul. Și Curtea de Apel a zis că trebuiește internată? Și Curtea de Apel nu a zis că trebuiește internată. Pe data de 29 octombrie, trec tăcu iară, trec la noi grup, grad. Tot în 19. Tot în 19. Vin la comisariat și zic la unul Poloboc. Măi, Poloboc, ia ca așa, n-al puneți, că pe data de 4 era după alegeri. Pe 3 alegeri, 4 avem aici la Chișinău. Și zic, n-ar pune pe Dodon Viorel, care m-a bătut și care m-a prostit așa și m-a zvărat în Constituționic, el trebuie să marcă cu mine la judecat. Acum unde să nu-l pună? De servici? Da, dacă pe urmă ce că e ocupat și nu poate veni, am știi? Am înțeles. Am un. Pe data de 30 dimineață, două astea au fost 29, 30 dimineață, vin 3, nișesc mâinile, cum eram într-o halată, dar nu într-o halată. Eu am sahar și mi-a dat o nepoată de la o soră, chipierde ăștia, portonul, dulci. Și trebuie să-mi fac priprava, așa că eu nu pot. Și ea nu, și ea nu, și dacă din bani n-am ce ei. Bani trebuie să fac singur pentru mine, ca să... Și... O vineți și zici, hai cu noi. Unde, băi? Dacă pe ăsta care a fost pe 30 octombrie, pe 30 august, când am dat înapoi la Chișinău, l-o scos din lucru, pe unul de la noi, familia Țăcan. Judecătorul. L-o scot, care a fost decizia lui. Aha. Și eu le-am spus aici, am zis, băi, oameni buni, eu sunt bătută, eu vin la sud, iată s-a scos discurile. Eu vin la sud, fiind scris, eu nu sunt la sud. Dar discul la mine, mână, documente la mine, mână, de mai eu. Registrare audio, că mă tăiește în instanță, dar el o scris da, că nu era. Da, okay. Da, ia că-te cu. Și de-am gata era, pe data din nou, luna 10, am avut sud, un proces vechi.
nu s-a făcut nimic, dar eu nu pot, că zi la zi spun și nu am fost pe nouă. Mă duc pe 10. Pe 10 mă duc. Când am gata, el e eliberat de lucru. Băi, dar pe el e eliberat, dar eu am mit, iar am dat 50 lei pe drum, de unde, că eu nu i-am. Nu s-a făcut nimic. Pe urmă... Te-a luat polițiști. Ca pe spun cum, asta a fost în septembrie, în octombrie trec eu tăc, cu două documente, trec la tăc la gradul de dizabilitate, din nou trebuie să treci întâi anul, mă rog. Comisie, da. Da. Și mă duc și spun, că nu-i pune chiar ca să simt că avem la curte de piel și vin a două pe 30 octombrie și mă vor iară ca pe animal. Te închipui? Fără nic, fără nic, mă duc iară în calor de răzână, calor de răzână, mă sună dimineața la ora 6 să mă scoți din casă și mă ținut aici la drum, cum o să la spital. La spital nu m-a prins că era scos din lucru, surcat. Și nu era valabil, știi? Decizia lui. Da, așa. Dar pe eu spun. Și m-a adus înapoi și m-a ținut la trasă când vine la cap, de la Chișinău. Cum? La Ștepan Bodă în coace, la trasa centrală, cu cearele goale, care rolul de răzână, dar e la mine și răscrieri cu armată și e sărășită, la mine de eu de-am zis de două, să vadă, că e crescut nară, sunt trinel și nu pot face nimic. Și de-am n-avea mai aer deloc. Și m-a vrut ea. Dar cum te-o ținut în Chișinău? Ea că așa m-a ținut în... În stradă sau? Da, așa așteptam de marnat, cum de marnat, când intri în coace, că trebuie. Așa așteptați. Decizii ca altă decizie. Și Nașco, un alcoholic care a catamânzut tot el cu cazurile astea care eu n-am altfel și zice lui. Face lipsa mie, că eu am zis, măi, în baza cărui judecător m-a zburit. Așa am dat la, dacă ai de la spital și pe urmă am la guvern. M-am dus la Dudeam, a doilea oară, că m-a urât în 30 așa. Octombrie. Cum? M-a urât să a ieșit în noiembrie, a primat drept la guvern. A, păi mai stat o lună în chestie. Iar m-a urât, da. Și iar fără tratament, fără injecții, fără pastile. Iar are o tare, dar eu i-a spus, mie nu-mi trebuie, nici n-a să-mi trebuiască atunci, dar ei spăr eu că două și avea tensiune. La mine tensiunea e mare de la așa răsmer farmat. Dar eu nu-mi dat pastile, că ea că mi-a mai dat, că eu dat nici pastile că smor. Așa și eu dat asta vară sterpă. Ei, poate eu vreau să te ajute, nu să nu mor. Nu, mă, este, de 900 de lei și eu dar plătit. Dar cum îți plătești? Ai plătit? Ascultă-mă, eu m-am dus și mi-a dat, mie ți-mi dai fără plată. Așa. Dacă 900 de lei ieșit la mine și le-a aruncat, că am băut curat tot pastile și eram gata, așa. Dar așa și eram și când eram în spital. A, deci n-ai vrut să bei pastile, ei ți-au dat, dar nu le-ai băut. Da, am un cunoscut că nu a scapat de mine, spun că 30 octombrie m-a mai vrut odată. Și m-a dus aici, dacă era de amun, n-avea decizii. Am un Nașco Ion, ăsta face el singur absența mea, el cum e poți faci tu, omul nu poți la jucat. Bune, tu de la Ștefan Bodă? Dar spun că am așteptat să ne aduc alte decizii. Și-o decis? Iar este termenul. Și m-a vrut iar ca pe animal. Da. Și când a ieșit de acolo, m-a dus la guvern și a scris lui domnul Chicu, la plângerea la domnul Chicu, și m-a dus la Ministerul de Interne și am depus tot așa și m-am dezbrăcat la Ministerul de Interne, chiar m-am dezbrăcat cu, m-a dus în calor de rădână și acolo pe disc. Chiar el s-a dus în fac xerox, eu am zis că în xerox, că eu așa m-a sătrat. Eu de oia calități ministri și nică. Și... Că a venit băiat și m-a luat ăsta când a văzut sterpul. Băiatul lucrează politic, de cum? A lucrat, a făcut din tâi serviciu militar aici, la patru puști acolo. Cum îi zici? Nu contează. S-a lucrat la noi pe graniță, multă vreme. S-a lucrat la curtea de apel. Ce importanță are? Ce-a făcut băiatul ăsta? El a nici m-a scos, numai de spital. Altceva... A, cum te-a scos? În ce calitate? E avocat sau ce? E fșor că eu n-am drept, că e debil de cap și eu n-am drept. Dacă eu n-am a, drept... deci e fșorul mă tale, e băietul mă tale. Da, băietul te-a venit. Am da, înțeles. Și te-a dus acasă sau te-a luat la dânsul? Nu, mă merg că eu un dâns, că el băietul ieșit tot la smen. El a fost cum la bărbații. Te-a trimis acasă? Da, și eu nu m-am dus acasă. De acolo m-am dus drept la, cum că am scris la guvern, m-am dus la Ministerul de Interne. De-am s am pus plăzere. Pe ei polițești, că m-am mai și tot nu s-a făcut nimic. Și tot nimic. Și nu te-a mai internat după aceea. Nu, după aceea de noiembrie 2019, nu, de dar pe ascultă-mă, te rog, eu am scris, dacă îți spun că am fost pe data de 7, atunci când pe data de 5, când m-am închis în luna 7, și pe data de 10 eu fost judecată, am ăștia de la noi, unul Cotruță și Lișia de la Curtea de Apel, Panova sunt cu unul cu strii, am scris oricum la mine documentele mine de atași le-am adus, trebuie să arăt. Apoi o scris că s-a expirat timpul pe 9, luna 7. Cum e un bun, te expirează timpul unde zile pe nou, că eu am pus plângerea pe 30 astea august, da, că eu nu, n-am de unde, vom uita la Chișoca, nu mă lăușesc, aici stai gheaște anii, curte. Și am uitat COVID și am înoptu zic, eu am vrut chiar să fiți la fata locului și spui, într-adevăr, da. Păi ce zici că lăușesc? L-o bătut, nu lăușesc, îmi trăiești. Capul, mă, eu, bun. Eu spart capul, dar trăiești. Da, dar păi, ascultă-mă, eu am venit să mă rog să el m-a ajutat să-mi fac cărtirii, că el nu e avocat. Am înțeles. M-a ajutat să-mi fac miscul.
Aștept să-mi fac cârtei. Și el zice, uf, ne întâlnim la pardașie. Când m-am dus, el fac tot așa, tot format cap, înțelegi? Dar, deci eu mă duc pe partea atunci, pe altă parte la mine, la partier, eu sunt de bat. Deci am o stintă o rușire, știi? Dar asta nu a făcut nici, asta a făcut curat, Coral, Victor, Coral, Tatiana, care și ne rușine mei. Ei mi-au vrut documente de la toate instanțele și vine mai și așa îl dau că nu-i. Hai să vedem și eu de ce sunt instanță. Hai, dacă nu știi, era dacă de ce sunt. Fost la Angela Motuzov, procurorul de la noi, de la Ștefan Vodă, procurorul Tăschea, este implicat în cazul unde a scris mișuri. Tăsă mă om. Din primul caz 2018, eu am dat aici, am zis, am scris două scrisori recomandate, am dat una la polițiști în bare și una am dat la Confederația Națională a Sindicatelor, cărțel de muncă, pentru sindicate, chiar ca sindicate. Ei, deci treaba are sindicatele și cu da. Dosarul matării. Da, cum știa? Chiar membru de sindicat, da, pe aferii da, ei, da, am păi, așa că întârguial... Instanță și eu. Și ești așa, și eu am un ieca ieșit, sunt dosarul ăsta. Am un sunt așa înapoi iar, la rejudicatoare, da, la rejudicare. Și eu am zis, dar de ce mai trimiți iar înapoi? Deși îmi scrieți irevocabil. Irevocabil nu mă dau la CEDO, dar irevocabil nu pot dau la curtea spre. Deci te-ai mai plâns la CEDO? Nu, dar pe așa documentele care sunt irevocabile, acum merg la CEDO. Și aștept să deschide. Nu, că n-am mai jos. Am avocat din 2018, 7.000. S-a scris la CEDO. 7.000 de lei mai om, unde, unde? O cerut el atâția bani. Da. Am înțeles. Și, dar pe așa și mi-a dus. Sâmbătă trecută am grăit la un număr și a zis că dacă e brega la tine, lasă de brega pârdii așa pe internet și lasă vadă CEDO și spați la noi în Moldova. Eu dau pe internet, nu, dar îți spun. Că deși undeva o oră am grăit, de fix. Tot bun, și am de vrei să duci în centru și sunt la Parlament, la da, președinție. Da, dar de întâi slidăul la este, cum mai am. Care și nu uita să intri și pe la Institutul pentru Drepturile Omului să le spui despre internare forțată. Mă duc, spun că eu așa sfatul țării, colț cu Varlam. Sau Dosoftei, nu știu care. Unul dintre mitropoliți. Institutul pentru Drepturile Omului se numește. IDOM. La mine este, am cărțămii de ăștia de-a luat. Poate de la avocatul poporului și este sfatul țării. Da, de la Serghei Lazo. Da, de la avocatul poporului eu am fost mai înainte. Atunci când... După ce te-am filmat eu, ai fost mata, da? Nu, când am... A, te-am filmat și la sfatul țării? Da, la când ai zis pe spărat, când documente și în cap. Am înțeles. Sine, din 2012. Și apoi mai și apoi a dat a, deci am filmat în 12 și am filmat 2 ani în urmă aici, la curtea de apel. Nu, în 2012 mi-am filmat acolo. Da, la avocat poporului. Ori, cred că 2 erați, că am trebuit pe brață, nu am da. Și apoi am dat interviu în grădina asta, că e față-față cu Parlament. Ai fost și în parc, la microfonul liber? Da, la voi tot la microfonul liber am dat. Uite unde ai ajuns. Dar de 3 ori te-am filmat. Dar de-am asta, de-am mai a 4-a oară. Asta e a 4-a, da. De-am asta, eu știu, de-am asta e a 4-a oară. Că eu n-am dobit să ajung atunci să fug pe 28 acasă, dar băiatul dacă a lucrat aici și niște oameni din internetul, dar azi eu sunat la pat să-i spări, băi, dar și unde mamă ta și are, mamă ta chiar cădeam. Păi zice, nu știu nică, mi-e sunat la fșor mi-o, dar fșor mi-o zice, iar plec așa la care... Bun, salutări și băietului și la noi ne cubărăm și eu am zis, da cum zic pe mine, noi ne cubărăm de sus. Da. Că ei așa am pus mâine în cap și cum am pus eu mâine în cap, 2012, știu ce am. Mă duc la noi la poștă și zic, dar ce e avut cu omul ăsta că ai zis, în 2012, stăți așa de bine, eu n-am internet, nu mă văd. Bun, sănătate. Da, ca